be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Bun găsit! În câteva momente începe un nou spectacol din această comoară pe care o are televiziunea română și pe care cu mândrie o numim Teatrul Național de Televiziune. Vedem astă seară Capul de Rățoi. Și pentru că nu imaginez o formulă mai bună de a face o prezentare a acestui spectacol, alături de mine este unul dintre actorii din distribuție, George Mihăiță. Bună ziua, bun găsit, bine ați venit! Bună, bine v-am găsit! A trecut ceva vreme de la această montare făcută de Constantin Dicu, o producție proprie TVR, anul 1992, o adaptare pentru televiziune semnată Constantin Dicu și Ioana Prodan. Dumneavoastră, ce vă amintiți despre acel moment? Țin minte că au fost foarte mulți actori în distribuție atunci. Atmosfera era relaxantă, cum era atmosfera în general la cele vreo 30 ceva de piese pe care eu le-am înregistrat la televiziunea română. Era o lume extraordinară în televiziune și am spus de multe ori că aveam senzația că vin într-o familie când veneam în televiziunea română. Suntem în Molière, în studiourile din Molière. Aici a început istoria televiziunii române. Aici s-au făcut primele spectacole, aici s-au făcut primele emisiuni în direct, revelioanele în direct. E foarte greu să ne imaginăm că se întâmpla așa ceva. Era o muncă incredibil de grea. Nici nu-ți vine să crezi. Aici am avut primul spectacol. Primul spectacol, asta voiam să vă întreb. Primul spectacol de teatru TV. În transmisiune directă. În transmisie. Dar eram copil, 60 și ceva, nici nu mai țin minte. 65, 66. Și erau în transmisiune directă. Ce emoții puteai să ai? Ce emoții? Dar încotro, asta ne-i meseria, bine, rău, improvizezi, trebuie să mergi mai departe. Dar era pionierat. E bizar, pentru că spectacolele se întâmplă în direct și la teatru, nu? Pe scândură, pe scenă, se întâmplă în direct. E un spectacol care deja l-ai rulat tu la teatru, cu care ești obișnuit. Uneori ai sute de spectacole cu același spectacol, sute de reprezentații. Dar atunci era, te pregăteai, repetai și hai să intrăm, cum ar fi primul șnur la teatru. Această piesă a fost un fel de piesă vedetă a televiziunii, pentru că s-a reluat de atâtea ori pentru televiziunea română, ceea ce înseamnă că a avut succes și că a plăcut chiar și telespectatorilor. Mi-aduc aminte că am filmat cu regretatul meu coleg Cornelu Vulpe, care era un mare actor, apoi cu Paul Chiribuță, acolo m-am întâlnit prima oară cu Radu Duda, cu Principele, și ne-am împrietenit, suntem prieteni și acum. Vă mulțumesc tare mult că ați trecut pe la noi, urmărim teatru. Doamnelor și domnilor, așezați-vă comod, deconectați-vă de tumultul zilei, lăsați tot ce e rău deoparte și intrați în poveste. Urmează Capul de Rățoi.